Deșteptarea. Guvernul va interzice oficial vânzarea unor produse din plastic de unică folosință. Știți voi, bețișoare, bețigașe, tacâmuri, tacâmuri, furculițele alea îngrozitoare care se rup în gură. Foarte știi? Periculoase. Foarte periculoase. Farfurii din plastic, tot ce vă puteți închipui că ar fi de unică folosință, inclusiv paie pentru băuturi sau bețișoare de urechi. Astea toate vor fi interzise, nu vor mai putea fi comercializate, evident, până la terminarea stocurilor. Sigur că asta e o măsură așteptată împotriva poluării. Tot plasticul ăsta era aruncat aiurea și foarte greu de reciclat. O să fie înlocuită cu un plastic poate biodegradabil, cum se spune. Un sau carton cu... presat, carton. Ceva de genul ăsta. Parcă asta am văzut prin magazine mai nou. Și pe tine te-am văzut cu niște pahare de carton pe aici. Da. Cred că alea se reciclează mai ușor. Întrebarea este dacă va funcționa și dacă e măsura cea mai corectă cu putință. De asta, ieri l-ați auzit pe ministrul Tanțoș Barna vorbind peste tot pe subiectul acesta, dar am zis să punem la încercare ordonanța guvernului. De asta l-am sunat pe Andrei Coșuleanu de la organizația Act for Tomorrow în dimineața asta. Bună dimineața, Andrei! Bună dimineața. Bine ai revenit! Bună dimineața! Sună de bine așa, la modul general, toată chestiunea asta. Dar funcționează întru totul? Sună de bine, este un context european prin care România, chiar dacă are două luni întârziere, se aliniază acestei legislații europene. Deci, practic, n-am făcut-o noi, ci doar am completat legislația națională. Ceea ce este bine că am completat-o într-un final. Pentru că am pierdut puțin startul, dar acea perioada n-a fost foarte grea, să zic așa, cu aceste ambalaje. Ceea ce se întâmplă în momentul de față este un lucru normal. Faptul că ceea ce nu se poate recicla a trebuit să fie interzis. Este cel mai simplu mod prin care poți să faci o curățenie la nivelul acestor resurse. Pe de altă parte, nici nu mai încurajezi generarea în natură a unor astfel de deșeuri. De ce? Pentru că este foarte simplu. Nu ți le prelua niciun colector, niciun reciclator astfel de ambalaje, le pune undeva la menajer ca și colectare și de cele mai multe ori ele ajungeau fie la groapa de gunoi, într-un caz fericit, fie în natură, în cele mai multe cazuri în care România, într-adevăr, este o țară care își aruncă gunoiul pe marginea câmpului. Dar în continuare. Acum... Vor fi vânzări în continuare, pentru că lumea aude această știre, dar se duce astăzi la magazin și va vedea că alea sunt acolo și vor fi și peste două luni, trei luni toate. Da, personal, cred că încă mai avem niște stocuri destul de mari. Să zic așa, informațiile care au circulat pe, în sectorul nostru și între apropiați, ne-au spus că ne-am aprovizionat foarte bine pentru următoarele multe luni. Ce nu se mai poate face începând de astăzi este să aduci în România materiale, în materii prime pentru a confecționa astfel de produse sau produsele deja făcute în alte țări, fie că este vorba despre Asia, fie că e vorba despre Turcia sau alte, nu știu, India sau alte țări care într-adevăr aveau producții uriașe de astfel de produse nereciclabile. Practic o să vedem în continuare, fie la piață, fie la supermarket, în continuare să mai vedem astfel de produse. Să sperăm că ele se vor epuiza într-un mod rapid, dar sigur vom vedea undeva la câteva luni până la finalul anului în continuare astfel de produse. Ce poți să faci cu lucrurile astea după ce le folosești, dacă vrei să le reciclezi sau, mă rog, nu se poate recicla. Nu se poate. Povestea este că ele nu pot fi reciclate, sunt două moduri prin care ele pot fi eliminate. Modul numărul unu este incinerarea, dar este un mod care provoacă ele arse, degajă niște substanțe periculoase pentru oameni și nu doar pentru oameni, ci și pentru viețuitoarele de jur împrejur. Deci incinerarea este unul dintre modurile în care ele erau eliminate. Al doilea mod era cel de depozitare la groapa de gunoi. Partea mai puțin plăcută este că la groapa de gunoi ar trebui să ajungă niște lucruri care nu sunt de speța acestor ambalaje greu reciclabile, care se descompun foarte greu. Adică ele stau la groapa de gunoi undeva la 400-500 de ani
fără a se dispărea chiar complet, se mărunțesc și așa mai departe. Ce, deci, ce poți să pui în loc? Viața e foarte lungă. Da, îmi închipui, lăsăm pentru zeci de generații viitoare. Ce poți, adică ce o să vină în loc? Ce o să avem de acum? În momentul de față, personal și noi ceea ce am spus tot timpul este că cel mai simplu este dacă poți să-ți iei lucrurile după tine, e perfect. Adică dacă ieși la un picnic cu prietenul, prietena sau cu familia sau cu apropiații, ia-ți după tine de acasă. Când îți faci poate ceva, un sandwich sau alte lucruri, poți să-ți pui și un tacâm complet, un set de tacâmul după tine și ți-l aduci înapoi acasă, adică la nivel de metal. În rest, dacă ne gândim la soluțiile din supermarket pe care le vom vedea în continuare de unică folosință, deja avem la raft lemn, ce înseamnă tacâmuri și așa mai departe, inclusiv am auzit și pe voi farfurii din lemn. Sunt în continuare farfuriile din carton. Măsura care ieri a intrat în vigoare elimină acele farfurii din carton care aveau o folie de plastic peste, dacă vă mai aduceți voi aminte. Da, da, care era lucios așa, da. Da, acelea sunt și ele eliminate până se vor consuma, mai durează puțin. Deci puneam de lemn. Vor apărea din ce în ce mai mult soluții, să zic, alternativele de bioplastic. Bioplastic nu este cea mai bună soluție, din păcate. De ce? Pentru că în momentul de față bioplasticul ar trebui de cel mai multe ori reciclat industrial, adică nu-l putem lăsa undeva pe câmp și să zici că el în 6 luni de zile se descompune. Bioplasticul, din păcate, cel industrial, el are niște formule chimice care ne spun că el trebuie dus într-o fabrică și acolo să se recicleze. Ceea ce în continuare eliminăm un sistem, dar va trebui să construim un alt sistem pentru a-l colecta. Deci rugămintea pentru oameni și recomandarea fermă este de a folosi materiale naturale apropiate cu locul unde ei se duc, sau cea mai bună soluție este alternativa de reutilizare. Sunt în momentul de față seturi și pentru copii și pentru adulți, caserole împreună cu set de tacâmuri, sau de acasă furculiță, linguriță, cuțit, da, le iei după tine. Unele chiar sunt foarte faine și se strâng așa într-un mod de a ocupa cât mai puțin. Acum, soluțiile acestea vin într-un context european care e foarte bun. Problema României este lipsa unei educații. Pentru că de asta, de asta facem de acum înainte. Andrei Coșuleanu, mulțumim tare mult. Andrei Coșuleanu, îl citiți pe Act for Tomorrow, fie pe Facebook, fie pe pagina lor de internet. Am și eu set de ăsta de linguri de plastic. Ideea este să folosim, să evităm folosirea cât posibil a produselor din plastic. Nu știu ce o să se întâmple cu sticlele din plastic, pentru că eu pe astea le văd foarte des aruncate. Asta se mai reciclează pe lângă râuri, pe lângă prin păduri și așa mai departe. Chiar dacă se reciclează, uite că se aruncă în natură, știi? Mie să-mi spui ce facem cu bețișoarele de urechi. Alea sunt foarte mai. Din ce le facem? Bași tu degetul, nu știu. Bași degetul și te speli cu degetul decât să poluezi planeta cu bețișoarele. Ca pe vremuri. Ai văzut? Eu cred că asta era o industrie uriașă cu bețișoare de urechi. Uite, până în 2030 vor europenii ca toate sticlele de plastic să conțină cel puțin 30% conținut reciclat. Chiar dacă și în momentul ăsta unii dintre noi le mai reciclează, foarte mulți dintre noi, din păcate, scapă de ele aruncându-le. În orice caz, în România, 30% dintre sticlele astea de plastic sunt reciclate și reumplute cu țuică, vin și alte lucruri necesare la casa oameni. Dacă stau în cămară sau în beci, foarte ok, să nu le arunce în natură. Deșteptarea